puteți spune despre ansamblul care se construiește chiar aici? Ansamblul care se construiește chiar aici se numește Palladi Villas. Este un ansamblu rezidențial nou în cartierul Titan, ieșirea spre Palladi, format din 16 case înșiruite, distribuit în două tronsoane, 8 câte 8, iar fiecare tronson deține câte 3 tipuri de locuințe, 3 tipuri de case, A, B, respectiv C. În momentul de față mai avem disponibile doar casele de tip B. Cu ce se diferențiază Palladi Villas față de alte ansamblu? Față de celelalte ansambluri de case noi din această zonă, mă refer 1 decembrie spre ieșirea spre Autostrada Soarelui, ansamblul nostru se diferențiază din mai multe puncte de vedere. Un factor foarte important este acela că este construit într-o zonă de case, unde regimul de înălțime este de maxim P+1+, mansardă. Asta oferă o garanție clienților că, indiferent ce se va întâmpla, nu se vor trezi cu un bloc de 7 etaje lângă casă. Pe de altă parte, dotările cu care va veni ansamblul sunt niște dotări de clasă superioară. Încălzirea fiecărei locuințe se va face pe un sistem de încălzire prin pardoseală. Centralele vor fi, evident, centrale proprii, dar în condensație, tocmai pentru a conlucra cu încălzirea în pardoseală și pentru a eficientiza costurile pe perioada iernii. Pe lângă toate acestea, s-a mers și pe o izolație exterioară clasică de 10 cm grosime polistiren ignifugat, cu stencuială decorativă, dar se completează foarte bine cu sistemul de tripan, da, de la Rehau, pe care îl vom folosi în momentul de față la case. Practic, izolația va fi una optimă, atât termică cât și fonică, exterior-interior. Am mers pe cărămidă de tip poroterm, atât la exterior, cât și la interior. Despărțirea între locuințe, dar și compartimentările interioare, indiferent că vorbim de parter, etaj sau mansardă, diferență, din nou, foarte importantă pentru această zonă, cum am spus că este numai de casă, este că am asigurat ansamblului, strict pentru cele 16 locuințe ce vor fi aici, canalizare de la rețeaua metropolitană, deci nu vom merge pe puțuri sau fose sau așa, alimentare cu apă de la Apa Nova, da? Energie electrică și gaze, GDF și ENGIE, da? Contorizările de asemenea vor fi ca la blocurile noi, deci contorizări individuale pentru fiecare locuință în parte. Accesul în ansamblu va fi securizat, da, printr-o telecomandă pe care o vom mâna fiecărui client în parte. Și finisajele vor fi la alegere. Dacă nu vor agrea clienții gama noastră de finisaje, atunci vom avea un buget pentru fiecare tip, inclusiv până la lavabil, pentru a-și personaliza casa așa cum doresc. Având în vedere că s-a mers pe un sistem de construcție pe cadre de beton, da, mă refer la structura aici, lucrul acesta ne-a permis va permite viitorilor clienți să se joace puțin cu compartimentările interioare. Atâta timp cât nu am ajuns la compartimentele respective. Deci așteptăm imaginația dânșilor să își dea spre liber. Casele de tip B au o suprafață totală utilă de aproximativ 115 metri pătrați. Există în această suprafață și o mică lojă la etaj aferentă dormitorului mic de aproximativ 2 metri pătrați. Iar curtea aferentă fiecărei case de tip B este în suprafață totală de aproximativ 38 de metri pătrați, distribuiți în față-spate, în aceasta fiind amenajată și un loc de parcare de către dezvoltator. Care sunt etapele de achiziționare a unei case, dar și modalitatea de plată preferată de către clienți? Pașii de achiziție pentru Palladi Villas ar fi pașii standard,
3 la număr, rezervare, antecontract, vânzare, cumpărare, da? Asta în cifre se traduce printr-o rezervare de 1000 de euro. După 2 săptămâni sau după maxim 2 săptămâni, mai bine spus, se merge cu un antecontract, la antecontract unde se plătește diferența de până la 20% din valoarea imobilului, iar restul la vânzare, cumpărare, fie că vorbim de credit ipotecar, fie că vorbim de cash, poate chiar prima casă, dacă respectivii clienți mai au norocul să prindă programul respectiv. Când estimați că vor fi gata lucrările? Lucrările vor fi gata în iunie, pe la jumătatea lunii iunie, anul 2017. Asta pentru cele 3 corpuri momentan care se află la această fază de execuție. Cel de-al 4-lea corp va avea un termen pentru cel mai probabil august 2017.